Se spune că rugăciunea este respirația sufletului. Totuși, adesea creștinii nu reușesc să respire constant în rugăciune. Cum să înnoim viața noastră de rugăciune, aflăm de la Livius Percy, pastorul Bisericii Baptiste Române din Charlotte și președintele Societății Misionare Române. Mulțumesc că ați acceptat să aveți această discuție cu noi. Vreau să vorbim despre înnoirea spirituală în viața de rugăciune și pentru început vreau să ne spuneți dacă avem exemple sau modele în Scriptură care ne-ar învăța cum putem să înnoim viața noastră de rugăciune. Mă gândesc la ucenicii Domnului Iisus. Acum, ei erau evrei, ei știau să se roage. Și totuși, citim în Evanghelia după Luca, au venit ucenicii la Domnul Iisus și au spus: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm, așa cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și deci trebuie să fie această deschidere și disponibilitatea noastră de a învăța cum să ne rugăm. Și Domnul Iisus îi învață acolo și este ceea ce este rugăciunea domnească sau rugăciunea Tatăl nostru. Dar avem exemplul acesta de oameni care învață să se roage și o rugăciune care e comprehensivă, o rugăciune cuprinzătoare, în care ai toate elementele armonios echilibrate în rugăciunea aceea. Adică Tatăl nostru ar trebui să fie o rugăciune obligatorie pe care o rostim zilnic? Nu, nu, nu. E un model de rugăciune. E un model de rugăciune. Tocmai problema noastră este că pentru noi e foarte ușor să cădem în ritualuri, să cădem în niște tipare de comportament și să pierdem de fapt esența. Adică Domnul Iisus ne învață când ne apropiem de Dumnezeu, în primul rând să realizăm că venim în fața Dumnezeului care este în cer, care este puternic. Și ne apropiem onorându-L pe El și ne apropiem conștienți că suntem dependenți de El. Și după aceea îi aducem Dumnezeului acestuia care este înalt, care este puternic, dar care este Tatăl nostru din ceruri, venim și aducem și lauda, îi aducem și nevoile noastre și cererea de ocrotire, dar fiecare aspect al rugăciunii trebuie să fie într-un echilibru. Și asta ne învață Domnul Iisus în rugăciunea aceasta. Nu un model strict, rigid de rugăciune, ci cum să ne rugăm, nu ce anume în mod detaliat. De ce e important să noi în viața noastră de rugăciune și cum o putem face cu succes? E important pentru ca să nu intrăm într-o rutină care devine pentru noi plictisitoare și inutilă. Devine un obicei care nu se deosebește nimic cu al celor care au rozariu și își socotesc de câte ori a rosit rugăciunea respectivă pe firele sau pe boabele acele de pe rozariu. Rugăciunea trebuie să fie o discuție, o relație vitală cu Dumnezeu și de aceea trebuie să fie mereu proaspătă și să urmărim înnoirea. Și asta o facem atunci când ne focalizăm asupra lui Dumnezeu, când recunoaștem dependența de El, atunci când venim cu mulțumire, cu recunoștință pentru răspunsurile la rugăciune, când venim și nevoile noastre, le aducem în mod concret, încât să putem spune și după aceea să putem și vedea, Dumnezeu a răspuns la rugăciunea mea în felul cu tare și cu tare. Și trebuie să fie ceva ce mereu este înnoit, mereu activ, mereu să rămână autentic. Să nu fie un obicei pe care îl împlinim. Care ar fi instrumentele pentru disciplinarea unei vieți autentice de rugăciune? Mulți tineri spun că le este greu să se roage. De exemplu, mulți tineri tânjesc să stea mult timp în rugăciune și spun că nu pot. Cum ar trebui să ne disciplinăm, să exersăm în așa mod ca să avem plăcere de la această părtășie? Acum, câteva sfaturi practice. Dacă cunoști pe cineva care este un om al rugăciunii, poți să zici, haide să mă înveți, hai să ne rugăm împreună. Să petreci un timp mai lung în rugăciune împreună cu cineva care este un om care are experiență în viața de rugăciune. Ideea nu este să imiți viața altcuiva,
ci mai degrabă să te molipsești și să iei atitudinea și duhul acela, vorbim despre atitudinea de rugăciune pe care o are. Este bine să ai un timp pe care îl pui deoparte și să fie un timp rezervat pentru rugăciune. Dacă nu ai o viață constantă de rugăciune și vrei dintr-o dată să treci de la 0 la 17 ore de rugăciune într-o zi, nu o să o poți face. E vorba de o pregătire care trebuie să ia timp, dar în același timp rugăciunea nu este ceva ce ți este impus din afară, ci este sufletul tău care tânjește după Dumnezeu, care dorește să stea de vorbă cu Dumnezeu și care îl caută așa de mult, cum spune psalmistul, că sufletul meu te dorește așa cum dorește un cerb izvoarele de apă. La cerb nu trebuie să-l instruiești și să-i spui, e sete. Când nouă ne e dor de Dumnezeu, când e sete, când îl iubim, când vrem să ascultăm glasul lui, atunci inima ne va împinge în acolo. De multe ori sunt momente când vrei să te rogi, dar nu poți. Sunt momente în care ai impresia că cerul mai sus de tavan e blocat și nu poți. Cum putem să depășim aceste momente și care ar fi instrumentele ca să depășim aceste momente? Acum, un motiv posibil ca să simți plafonul acesta, că nu poți trece, se poate să fie o problemă, un păcat în viața personală. Întotdeauna când este un păcat, chiar dacă este într-un fel păstrat la nivelul subconștient, mă blochează. Și trebuie să mărturisesc păcatul înaintea lui Dumnezeu, trebuie să rezolv problema aceea pentru ca să am libertatea în rugăciune. Alteori se poate să fie doar poate o indispoziție fizică care mă face să nu mă simt sau ceea ce simt eu nu este întotdeauna cea mai bună măsură a nevoii mele de rugăciune. Îi spuneam odată cuiva care m-a întrebat în privința rugăciunii, spunea că n-are chef să se roage, i-am zis că n-ai chef, ai cea mai mare nevoie. Și fapt este că suntem într-o luptă spirituală. Și cel rău știe că dacă reușește să ne blocheze în viața de rugăciune, ne dezarmează. Și atunci poate să vină fie prin ispitire, ca să cazi într-un păcat și să zici, nu sunt vrednic să stau înaintea lui Dumnezeu, sau să vină prin această, într-o rutină în care să intri și iarăși să tăgăduiești de fapt puterea lui Dumnezeu datorită rutinei în care ai intrat. Tradiții, de exemplu, trebuie să te rogi dimineața, trebuie să te rogi seara, nu e ok să te rogi când ești pe drum sau în aglomerare. Cum trebuie să fie viața în general de rugăciune a unui creștin? Cu ce o putem compara? Mulți spun că rugăciunea este respirația sufletului. Rugăciunea trebuie să fie făcută în anumite condiții și locuri speciale sau trebuie să fie așa cum e respirația pentru trupul nostru? Acum, când spune cineva că rugăciunea este respirația sufletului, ideea este nu să fie rugăciunea ceva automat, ceva ce este fără participare conștientă, ci că este ceva vital. La fel cum trebuie să respiri ca să trăiești, la fel ai nevoie de rugăciune ca să trăiești spiritual. Evident, te poți ruga și când conduci mașina, te poți ruga și când stai la rând și aștepți ceva, dar una este rugăciunea când conduci mașina, un fel de rugăciune, și alta este când ți-ai rezervat un timp și poți să stai deoparte, liniștit și să îndepărtezi orice lucru care te deranjează, să te concentrezi total asupra lui Dumnezeu și asupra receptării cuvântului lui pentru tine. Apostolul Pavel spune rugați-vă neîncetat.
Adică să aveți în permanență deschisă disponibilitatea pentru rugăciune. Activitățile în care suntem implicați, unele ne permit să ne rugăm când le facem, altele nu ne permit. Cineva care predă la catedră nu poate să se roage în timp ce predă. Pentru că mintea este focalizată pe ceea ce comunică atunci când predă. Dar o atitudine permanență de dependență de Dumnezeu, asta este în tot timpul, dar să fie și timp rezervați în mod special pentru apropierea de Dumnezeu în rugăciune. Noi mă tem că uneori musulmanii ne fac de râs pentru că ei se roagă de 5 ori pe zi. Și poate că noi nu ne rugăm de 5 ori pe zi. Nu zic să impunem acum și să ne sune ceasul, să zic ok, sună ceasul, trebuie să mă rog. Dar trebuie să avem dorința de a pune deoparte un timp care este pentru rugăciune, pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a asculta ce îmi spune El. Pornind de la ideea că rugăciunea este vitală, așa cum și respirația este vitală pentru viața noastră, de ce avem atât de mare nevoie de rugăciune și care e impactul acestui exercițiu spiritual în dimensiunea spirituală, dar și emoțională și chiar fizică a vieții noastre? Avem nevoie de rugăciune pentru că rugăciunea, spunea odată Lucian Blaga, este o capitulare. Prima dată când am auzit expresia aceasta lui, m-am supărat pe Blaga. Și după aceea m-am pocăit. O capitulare în sensul că îmi recunosc limitele. Atunci când noi facem totul prin puterea noastră, nu ne rugăm. Când avem impresia că putem face și nu avem nevoie de Dumnezeu, nu ne rugăm. Rugăciunea este recunoașterea dependenței mele de Dumnezeu. Și avem nevoie de recunoașterea aceasta. Și asta se vede după aceea în felul în care mă raportez la Dumnezeu și în felul în care mă raportez la semenii mei. Pentru că recunosc prezența Lui și lucrarea Lui în mine și prin mine și în ceilalți din jurul meu. Deci nu vin cu atitudinea asta de suficiență, că eu singur pot toate, ci vin cu atitudinea, am nevoie de Dumnezeu și am nevoie de frații mei prin care lucrează Dumnezeu în viața mea. Amin. Mulțumesc frumos pentru această discuție. Cu plăcerea mea.